Da, da, ea care-ți place, trebuie să-mi dă. Am băgat-o pe mine ca să nu plătesc. Vezi, că nu, nu, de ce trebuie fișa de matriculare pe tot firul? Da? Se poate că tu... N-am cum fă-mi... Nu, 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 bună ziua, mă scuzați că vă deranjez. Cum vi se pare mașina? Superbă mi se pare mașina. Ați dori un asemenea automobil? Da. Să ieșim așa duminica, sâmbăta. Vă plac asemenea evenimente cu mașini retro? Da, dar e prima oară când participăm. Am auzit, dar n-am fost niciodată. Din București. Thank you.
240. E o mașină care ne place foarte mult nouă și sperăm să ne placă și dumneavoastră. Am pus multă pasiune în a întreține și e reprezentativă, zicem noi, pentru Mercedes. Confort, performanță, pentru banii respectivi. Mult efort fizic, multă pasiune, nu neapărat foarte scump, dar trebuie mult timp. Îmi pare bine că se reînvie tradiții pe care le-am avut în România în perioada interbelică și că găsesc inițiativa aceasta foarte utilă pentru societate. Nu toată lumea, bineînțeles, iubește automobilul, dar faptul că atâta grijă, atâta respect pentru un lucru bine făcut e pus la bătaie ca să ții o mașină 70-80 de ani în această stare, încât e o foarte frumoasă lecție pentru societate. Practic se reînvie o tradiție aici la Castelnau. Da. Și se arată oamenilor ce înseamnă să apreciezi și să iubești cu adevărat un obiect, să-l îngrijești toată viața, să-l lași și alte generații și, după cum vedeți, și atrage foarte mult toate vârstele, fiindcă ceva atât de frumos și de bine făcut nu poate să nu-i impresioneze pe oameni. Iar acum, cu o zi atât de frumoasă și într-un cadru atât de rar, unic, practic unic, cum e domeniul regal Sinaia, e o bucurie pentru noi. Avem musafiri și din alte țări și poate că va deveni Sinaia un centru al automobilului vechi și anual va atrage mii sau poate chiar mai mult de mii, zeci de mii de interesați. Da. Nu pot să vă spun, pentru că sunt membru în juriu și n-am făcut jurizarea încă. Va fi greu să decideți? E foarte greu, pentru că avem multe criterii, sunt foarte multe mașini interesante la care proprietarii au depus un efort mare pentru a le păstra sau pentru a le restaura și vreau să fim cât mai atenți, cât mai riguroși, în așa fel încât să-i putem premia pe cei mai buni. Și la Mercedesul pe care l-ați condus dumneavoastră? Mercedesul pe care l-am condus e mașina mea, dar nu participă în concurs, pentru că eu, fiind membru al juriului, aș fi într-un evident conflict de interes.